Bun găsit tuturor! Începând de mâine vom intra în mini-vacanța de 1 mai. Ziua de 30 aprilie a fost declarată zi liberă pentru elevi și bugetari, dar va trebui să fie recuperată într-o sâmbătă a lunii, cel mai probabil în data de 5 mai. Foarte multe persoane sunt așteptate în această perioadă la iarbă verde. Trebuie să știe că și comisarii gărzii de mediu vor fi cu ochii pe ei, așadar persoanele care nu aruncă gunoaiele în locurile speciale amenajate sau cele care lasă focurile aprinse la plecarea din locul de campare riscă amenzi usturătoare cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Oricum noi o să patrulăm în zilele următoare prin toate zonele tradiționale de picnic din județul Arad, cum ar fi zona Moneasa, zona Căsoaia, Tauț, Vladimirescu, Ghioroc, Lipova, Șiria, Lunca Mureșului și evident zona municipiului Arad. În principiu vom verifica să nu se lase foc aprins, gunoaiele să fie depozitate în saci de plastic și ei vor fi ridicați de către operatorii de salubrizare din zone. Așadar, păstrarea curată a zonelor verzi depinde de bună creștere a fiecărui român în parte. Vă informăm că din 28 aprilie se va deschide și sezonul estival pe strandul Neptun din Arad. Primăria informează că toate persoanele vor avea acces gratuit în incinta strandului în această mini-vacanță dintre 28 aprilie și 1 mai, iar mai apoi se va reveni la prețurile aplicate și în anul 2011. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!